Eu mă numesc Mihai Cristian Cilag, am 23 de ani. Bine ai venit alături de... Bine te-am găsit, Angela. Angela e mai mult decât o prietenă. E mamă, e tată, e soră, e... Mama mea a divorțat de tatăl meu natural, pentru că tatăl meu a ajuns la pușcărie pentru crimă, omor, deosebit de grav. Eu aveam câteva luni. Am aflat povestea nu foarte de mult, acum câțiva ani am aflat-o. Culmea, am găsit aceste informații pe internet. Mama s-a mutat în Oradea când aveam eu câteva luni. Pe mine m-a lăsat în București cu bunica mea și aș putea spune, da, cred că m-a părăsit, adică, na. Tu ești bucătar? Da, în meseria mea de bază de bucătar și de un an și un pic sunt și instructor fitness. Am zis că se combină perfect. Angela e doamna de bază care îmi organizează toate treburile și... Adică asistenta ta? Un fel de asistent. Da? Am înțeles. De ce vin la șef la cuțite? E o provocare pentru mine. Vreau să iau toate cele trei cuțite. E foarte important pentru mine să-mi dovedesc că pot, să le dovedesc și părinților mei care n-au crezut în mine. În special vreau să-i demonstrez mamei că ceea ce a spus ea despre mine nu este adevărat. Că nu sunt bun de nimic, că sunt un drogat și un alcoolist și nu o să ajung nimic în viață. Cu banii pe care aș câștiga aici, aș face cursuri cu copiii de la centrele de plasament, cursuri de gătit, ca la 18 ani când ies, să știe să se descurce, pentru că știu că ies din centre și nu-i mai ajută nimeni, nu mai știu să facă nimic. Copilăria mea, umbrită de lipsa dragostei părintești, este unul dintre motivele pentru care mă atașez foarte repede de copii. Bunica mea pentru mine a fost mamă, a fost tată, a fost de toate. M-a crescut până la 11 ani, când ea a murit. Mi-aduc aminte că de dimineață parcă am simțit ceva înainte să plec la școală. Și când am venit acasă, am văzut-o pe bunica mea întinsă pe pat, că tocmai atunci a murise, cu mâinile pe piept și a fost, chiar și acum am imagine, o imagine groaznică. Am iubit-o foarte mult pe bunica mea. Bunica mea m-a învățat să gătesc, ea mi-a pornit scânteia, să zic. N-am cum să uit. Eu nu țin legătura cu părinții mei, așa că părinții mei nu știu că sunt aici. Gătesc noazet cu fructe de pădure, crem patiser și am ales acest preparat pentru că eu chiar nu sunt bun la deserturi și ar fi o provocare pentru mine să iau cele trei cuțite cu un desert. Noazeturile nu au ieșit crocante, am ales să fac altceva pe moment și acum nu mai am timp. O prostie din partea mea a ieșit. Nu a ieșit chiar ce-mi doream eu, dar e aproape. A fost extraordinar de greu. Voiam să fie ceva deosebit, ceva special. Am vrut să combin puțin inclusiv bucătăria moleculară și am spus că un desert chiar poate fi perfect pentru șef la cuțit. Se coam un desert nervios, mirobolant. Na, no. No. Mirut. Ia dacă e desert. Vă bate vântul în altă direcție, trebuie să vă băi, am zis că e desert și desert e, mă. Da, mă, dar ce e? Il fei? Hai să vedem. Hai, 3, 2, 1 și... E un fel de milfrei, vezi că e stratul? Nu e, băi, sunt trei cantite, băi, e stratul. Și avem și puțin... caviar. Puțin molecular? Caviar de zmeură, probabil, adică... Ce-ai pățit, mă, nene? Va... Cremă de vanilie, așa arată, cu mere... Mere coapte. Mere, da, caviarul nu prea are gust. Are gustul de compoziție de la macaroni. Ce da? Păi aia e. Păi cine a gătit? Zic eu cine a gătit. Ce un băiat care are un templu acasă pentru bucătărie. Bun, un templu al bucătăriei moleculare. Ca la indien cu Buddha acolo? Da, frate, la el se închină la Ferran Adria. Ok. Hai, șefilor. Ea prinde bețișoare parfumate, burboane de vanilie la prinsă la cap. De, trandafir, pe care, de toate, frate. Îi pune prafurile așa frumoși și face... Macarons. Macarons, da, de toate. Băi, mi se moaie picioarele, frate, și ne pun la cap. Da. Nu e adevărat, de unde, mă? Ce bucătărie moleculară? Uite, de la asta mi-am dat seama. De la care asta? De la... Corect, da. Nu am mai tăiat-o în pat, frate, tăiat-o în două.
Da. Termină, mă, că e o bulgăroică toată ziua care lucrează la noi, managere pe la vreo multinațională de-asta. Păi bulgării sunt stăpânii merelor. Ce mă, stăpânii? Merelor. Nu erau castraveți? Păi da, mă, da, dar vorbesc acum de fructe. De la Dunăre în jos, Bulgaria e una de cele mai mari plantații de mer în Europa. De ce bulgăroică toată ziua? În momentul ăsta sunt orice, frate. Clar, femeie, clar. Dar n-are nicio treabă, e bibliotecară. E luată din Santa Marina. Am în Santa Marina nu-ți făcea perluțe de... Nu, dar e fusion. Ce bun la cap. Hai, o să vedem cine e acolo. Gata? Votăm? Hai. Hai să votăm. Hai. Tremurăm mâinile îngrozitor. Păi n-am avut niciodată așa emoții incredibile. Arana, uite bulgăroica. Seara. Ești din Bulgaria? Nu. Mă, te cheamă Sanda? Nu, mă cheamă Mihai. Mihai Cristian Cilac. Aaa, Târgu Mureș, nu ești din Târgu Mureș. De unde ești? Sunt din București. Doar numele e maghiar. Cu ce te ocupi? Meseria mea de bază este de bucătar, lucrez de 9 ani și ceva în alimentație publică. Așa. Și de un an și un pic sunt instructor fitness. Instructor fitness și bucătar nu prea merge. Ba da, mă, o parte îngrași, pe o parte... Păi nu, asta e și ideea. Stai mă, deci tu, de fapt, cu bucătăria îți faci clienți pentru sala de fitness? Și așa. Am înțeles. Le dau desert două părți. Și aha, după aia duc la sală. Câți ani ai? 23. 23 și de 8 ani faci bucătărie? Da, de la 14 ani. Foarte tare. Băi, eu nu înțeleg cum toți românii lucrează de la 14 ani și eu nu găsesc bucătari, frate, să lucrez cu ei. Bă, nebunesc? Îți apucat de fitness. Hai la treabă. Vin. Gata. După ce ești de este adevărat. Perfect. Mama ei te-o treabă, o nebunesc, frate. Da. La toată lumea caută bucătare. Și toți bucătarii caută de muncă. Și toți bucătarii caută de muncă, nu mai înțeleg nimic. Ce... Dar cum ai ajuns în bucătărie? De mic este o pasiune, de la 7-8 ani gătesc. Așa. Și la 14 am intrat prima dată într-o bucătărie profesională, în Băile Felix. Băile deci, Felix? Vezi? Am stat în Oradea o vreme. Acum găsim și... Se justifică. Nu e, n-are nicio legătură. Nu, n-are nicio legătură. Eu m-am născut în București, am crescut în București. Și de ce ai plecat la Oradea? Când bunica mea a murit, am fost nevoit să mă mut în Oradea, la mama mea, care stă cu tatăl meu vitreg. Că tu nu ți-ai fi dorit. Nu. Părinți, eu nu țin legătura cu ai mei. De ce? Pentru că ne-am certat dintr-o chestie legată de bani. Îmi cereau foarte, foarte des bani. Chiar din bunca mea, adică. Stai, mă, câți ani aveai? De la 14 ani, primul salariu a început să mi-l ceară. Mama mi-a cerut să-i dau o sumă de bani. Eu nu am reușit să-i dau acea sumă de bani și mă făcea drogat, alcoolist. Pentru că veneam seara acasă și zicea că sunt drogat. Eu aveam ochii roșii, de fapt, de la fumul din bucătărie și de la muncă, de la orele de muncă. Stai, mă, dar de ce îți cereau bani? Păi ei n-aveau banii lor, păi, aveau, da. Nu munceau. Aveau țigări de luat, aveau... Nu m-am înțeles bine deloc cu tatăl meu viteg și la un moment dat devenise violent. Adică a fost foarte ciudat pentru că eu în viața mea nu am fost zofit de bunica mea și cineva, un străin pentru mine, a dat în mine. Și... Ceea ce m-a deranjat foarte, foarte mult era că mama nu zicea niciodată nimic. Ți-mi mai diferit, mai înțeles. Da. Okay. Și mi-a zis că nu mai am ce căuta în casă, să mă mut singur, că nu sunt bun de nimic. Și ce-ai făcut? Am plecat. La 17 am decis să mă mut singur în chirie. Hai mă, la 17 ani, ce bani puteai să iei tu? Într-adevăr, la 14 ani aveam 600 de lei pe lună. Eram foarte fericit. Corect. Dar încet, încet, da, 1000 de lei, 1100, 1500, încât... Și chiria e atât. În Oradea este un pic mai puțină chiria. După care, la 21 de ani m-am mutat în București, tot în chirie. Nu vorbesc cu familia. Nici acum. Nu vorbesc deloc. Sunt eu și atât. Îmi doream să stau cât mai departe de casă și pentru asta m-am refugiat în bucătărie. Păi și ce ai făcut, omule? Cum ai reușit să ajungi acum? Ești la București, pe picioarele tale. Cum ai reușit să faci asta? Cine te sprijină? Prin muncă. Muncă non-stop. În fiecare zi. De dimineața până seara. Au fost momente în care am căzut pur și simplu în bucătărie și au venit cei de la Smurd. M-au luat, m-au dus la spital. Am stat internat câteva zile până mi-am revenit.
și iar am venit în bucătărie. Pentru că sunt chiar pasionat. M-am născut să fiu bucătar. Ai făcut vreun curs de bucătărie, de ceva? De... Da. Am făcut un curs de bucătărie moleculară, am făcut în Salzburg, în St. Gilgen, 3 luni de zile. Ai avut totuși vreun sprijin în viața ta? La 22 de ani am cunoscut-o pe Angela, asistenta mea. Cum asistenta? Trimite mail-uri, sună, pentru că eu mă ocup acum, sunt instructor fitness și am foarte mulți clienți și ea programează și, și a devenit o prietenă foarte bună. Asistenta personală? Da. Ok. Deci tu de la... Deci stai un pic, omule, că e foarte interesant. Deci tu erai bucătar. Da. Și făceai 600 de lei pe lună și îți luau părinții banii. Da. Ai plecat de acasă la 17 ani și acum la 23... 23. Ai asistentă personală. Am asistentă personală. Foarte tare, mă, asta... Asta e povestea miște de succes. Așa. Și? Ea și este sprijinul tău. Ea este sprijinul meu. E chiar aici. O simt. Păi să-l sprijine. Mihai, da. Ce desert este ăsta? Ce a vrut să fie mai exact? Ai vrut să fie altceva? Am vrut să fie un noisette, adică o dantelă crocantă, așa. Doar că nu mi-a ieșit. Bun. Mihai. Sunt 100% sigur că nici tu nu ești fericit cum arată farfuria. Da. Mihai. Wow. E gustoasă. Mulțumesc. Mulțumesc, șef. Nici mă uit. Aia e, mă. Yes. Mulțumesc, Shelly. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mihai, felicitări, dragule. Mulțumesc mult de tot. Sumă.